Da, o să vă rog să vă faceți o scurtă prezentare. Vorbim, dragi prieteni, aici la Bacău de o dublă lansare de carte. Mai devreme ați văzut un interviu cu domnul Petre Isachi. În acest moment stăm de vorbă cu autorul unei cărți. Desigur, vorbim de un alt stil, de o altă personalitate, dar în același timp cele două cărți care s-au prezentat astăzi au... putem spune și valențe comune, pentru că ambii autori sunt din Buhuș, ambii autori sunt deja personalități cunoscute atât la nivelul județului Bacău, dar și în cel național. Domnul Ion din Vale, iată, poate e probabil un nume literar, un pseudonim, dar sună foarte frumos, tocmai de aia spuneam, pentru că ne duce întotdeauna cu gândul la rădăcinile noastre românești autentice. Imperiale Fluturi, spuneți-ne câteva lucruri despre această carte, dar înainte de a vorbi despre carte, despre activitatea dumneavoastră, în afară de cea pedagogică, să ne spuneți despre activitatea dumneavoastră literară. Eu m-am lăsat extrem de târziu, la 50 de ani. Mulți înainte, aveți da. Timp suficient? E și un handicap când te lansezi așa târziu, sunt ani buni și rodnici, irosiți și risipiți, pe care îi regret, fără îndoială. Nu știu cum aș fi arătat astăzi în viața literară dacă aș fi început de timpuriu. De fapt, am început de timpuriu, dar am renunțat. Și timpurile și drumul sinuos. Eu așa le spun, vremurile. Da, am fost sub vremuri și, bine, nu e o scuză, vina mea aparține în principal. Acum, cititorii, nu știu dacă trebuie sau nu se regrete sau se bucure. Deci, lăsându-mă târziu și la îndemnul unor amici, am scos până în prezent 6 cărți, deci asta este a 6-a carte, Imperiale Fluturi. Într-adevăr, e o specie de fluturi imperiale care mi-au sugerat o atmosferă nocturnă, destul de stranie, bizară, care se asociază, mă firesc, cu o anumită vârstă, cu un anumit declin al vieții noastre. E o carte la care am lucrat 3 ani. Eu, în general, lucrez mult și sunt foarte exigent. Fac tot posibilul să-mi iesă, să-mi reușească poeziile mele. Scriu și vers liber, dar mai mult în prozodia clasică, pentru că, sincer să fiu, am considerat întotdeauna că doar aceasta reprezintă poezia autentică. Cealaltă, mă rog, în vers așa zis liber sau alb sau jumecii, este și o modalitate de evadare din exigențele unei exprimări, cum spun eu, estetice, adevărate. Textele din această carte sunt extrem de pretențioase, pot spune, așa cum am văzut din ceea ce s-a citit, în sensul că ați lucrat foarte mult, ați fost foarte atent la modul cum ați prezentat tot ceea ce este conținut în carte, dar desigur aici probabil că tematicile sunt diverse, ideile sunt extrem de interesante, provocatoare, ele într-adevăr invită publicul cititor la dezbateri
proprii, dacă putem spune așa, și mi-a plăcut și tonul dumneavoastră satiric chiar, sau umoristic la un moment dat, pentru că aveți acest talent dar aveți acest talent de a prezenta și în imagini frumoase, mai vesele, mai pline de viață, deși unei critici literari, chiar aici de față la noi, au probabil că au nemerite poeziile care sunt un pic, nu sunt ascunse, nu sunt pesimiste, dar prezintă un pic mai modest, mai realist ceea ce ați vrut dumneavoastră. Și de afinitățile lor elective, fără îndoială, sunt poeme de facturi foarte diferite, pentru că eu scriu pentru publicul larg, nu neapărat pentru o elită de profesioniști, așa, risc să pierd uneori poate prețuirea acestora, dar o fac cu gândul generos de a, onora niște așteptări mai largi și reușesc. Idealul meu este ca frumusețea versului să exprime și profunzimea gândului, adică acea simbioză fericită care în literatura română numai la Eminescu s-a realizat. Ceilalți sunt de regulă unilaterali, așa, fie au alunecat pe panta unei profunzimi de-a dreptul inumane, fie într-un joc ludic, cum e cazul Nichita Stănescu, dacă permit așa, eu, un necunoscut, să-mi exprim o opinie critică. Deci o poezie fadă, sprințară, care mie nu se potrivește nici ca temperament, nici ca formație, nici ca vocație și nici ca așteptări. Deci eu prefer poemele să fie de facturi diferite, pentru că gusturile sunt atât de diferite, ați sezizat și dumneavoastră. Rămâi uneori surprins de alegerea unui cititor, așa, care se oprește asupra unui poem. Poate pentru tine pare mai puțin reușit sau mai puțin reprezentativ. Și pentru el rămâne ceva deosebit. Este important ca cititorul să se regăsească la un moment dat într-un anumit poem? Evident, evident. Dacă nu se regăsește, îl ignoră, îl ocolește sau îl privește cu ostilitate. Am văzut că azi câțiva invitații de-ai dumneavoastră, personalității din cultura băcăuană, s-au regăsit în aceste poeme și a fost o dezbatere colocvială, colegială, foarte, foarte interesantă. Și mă bucur că am asistat la acest eveniment, pentru că ați reușit să cuceriți deja, încă de la apariția acestei cărți, publicul. Sigur, de această dată un public avizat. Mai departe, având și alte lucrări, aveți publicul dumneavoastră. Eu sunt, nu numai că scriu sub pseudonim, dar sunt în genere un autor foarte puțin cunoscut. Pentru că vina mea aparține și mie, în mare măsură, și locului unde am trăit, și timpului, și altor împrejurări. Sunt o fire timid, rare ori, nu știu dacă am mai dat vreun interviu. Vă mulțumim totuși că ne-ați acordat acest interviu, pentru că realmente nici n-a fost solicitat și nici nu-mi fac loc, cum se spune, din coate, să ies în față. Dacă ar fi să subliniem esența acestei cărți, lăsând deoparte titlul pe care l-ați ales, este un titlu mai mult decât sugestiv în această lume literară, dacă ați fi un cititor care nu-l cunoașteți pe Ion din Vale și aveți în carte această mână, ce alt titlu i-ați dat, sau ce ar înțelege omul, cu ce concluzie, știți, ca la un film sau la o melodie, în momentul în care ai plecat de undeva, de unde ai ascultat o muzică bună, rămâi cu ceva în ureche, cu un refren. Care ar fi refrenul acestei cărți a dumneavoastră, dincolo de titlul pe care l-ați ales? Să știți că unele poeme ale mele, din primele volume, au fost puse pe muzică de niște profesori, colegi de-ai mei, și chiar au fost interpretate de către corurile școlii de-a lungul anilor, al liceului din Buhuș.
sincer să fiu, un leitmotiv al acestei cărți sau un refren, cum ziceți dumneavoastră? Să vă spun de ce v-am pus această întrebare, desigur, o întrebare mai mult decât semnificativă. Faptul că poemele dumneavoastră, eu fiind însumi compozitor de muzică, îți inspiră, îți dau o anumită muzicalitate, o anumită continuitate după ce ai citit aceste versuri, parcă le și vezi în viața reală. Așa am simțit eu când ați citit dumneavoastră. Desigur, Imperiale fluturi e un titlu extrem de pretențios, e ca și cum ai spune foarte mult dintr-o dată. Ați ales un titlu pretențios totuși. Da. Ca să, pentru telespectatorii noștri, ai tu, de pretutindeni, aș recita câteva strofe din acest poem care dă titlul volumului. Imperiale fluturi. Cresc pete de întuneric pe draperii, pe grinzi. Aud sau mi se pare, aproape sau departe, cum se izbesc de geamuri, de oarbele oglinzi, imperiale fluturi de noapte sau de moarte. Pornesc spre câmpul lung, surâd amar, ipac. Mi inima necată în nostalgiile tale, mistuitoare vrajă, fără de istov sau leac, sălășluind în hăuri de suflet ancestrale. Atunci nemirosibil al minții straniu caier îngăduie și nu am ochelare la mine, îngăduie o clipă să tremure, palpite, aereană harpă, rarefiată aer a unei sofii blânde, livide, obosite. Ultima strofă în acest poem. Iar straile pătate de colbu hamangiei sunt vechi, sunt ponosite, izite pe alocuri. Târziu ea mai deprinde toiagul pribegiei, târziu ea mai deprinde iar veia lângă focuri. Da, deci este o anumită oboseală. O anumită oboseală. Generează și o anumită atmosferă, trebuie să recunosc, ca să fiu sincer cu cititorii, că este uneori și căutată, nu neapărat, cum să spun, mai mult invocată, o fatalitate sau care să fie izvorât din subiectivitatea mea, ci cred că ea este menită să dea o atmosferă de mister, de obscuritate, de clar obscur, în care lucrurile se văd altfel decât la lumina necruțătoare a zilei, pe care, sincer să fiu, o ocolesc adesea pentru caracterul ei atât de nemilos, de aspru, de colțuros, a unei lume atât de aspre în care eu, sincer, n-aș fi vrut să trăiesc și să scriu. Iată, dragi telespectatori, Ion din Vale încearcă să ne transmită un mesaj și a reușit prin această carte de a căuta mai multă culoare, de a căuta mai multă viață, de a căuta ceva din spatele a ceea ce înseamnă nocturn în viața noastră. Este un mesaj pe care noi trebuie să-l privim până la urmă ca o invitație la a trăi mai frumos, nu mai intens, mai frumos, actualitatea care, din păcate, ne încolțește din toate unghiurile. Da. O carte pe care, vă rog. Ați foarte bine că e vorba de a trăi mai frumos, nu neapărat mai intens. Pentru că intensitatea trăirii nu cuprinde o dimensiune axiologică, valorică. Trăiesc intens și hoții care sparg un magazin și polițiștii care îi urmăresc. Deci a trăi frumos e o dimensiune estetică a vieții și care în limba română, cum spune noi, ca a trăi frumos înseamnă a trăi moral, înseamnă a trăi conform unor imperative înalte și necruțătoare, pe care nu neapărat ceilalți trebuie să ne le impună, ci trebuie să ne le impunem noi înșine. Dacă nu reușim acest lucru și nu mai ne conformăm dezideratelor exprimate de alții, atunci demnitatea noastră și personalitatea noastră sunt complet anulate. De fapt, noi înșine ne le suprimăm și ne anulăm. Iată,
încă o concluzie pe care o trag și această concluzie este determinată și de acest eveniment extraordinar, de multă cultură, de multă sensibilitate. Ion din Vale ne invită în perimetrul său personal și în același timp este o bună gazdă pentru că ne așează gândurile pe tavă, le-a pus aici în această carte Imperiale Fluturi. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune la revedere, vom reveni cu evenimente de excepție de aici din județul Bacău pentru Exclusiv România și Exclusiv România Internațională. Vă mulțumim, domnule profesor! M-a spus sincer să fiu într-o postură, într-o ipostază de-a dreptul inedită. Sunt extrem de curios să mă văd prin intermediul televiziunii, care nu că m-au ocolit sau evitat, dar nici nu a luat act vreodată de prezența mea și, cum să spun eu, în spațiul acesta mediatic acum, cred că eu reprezint o apariție destul de bizară, de stranie. Spune inedită. Inedită, da. Dar și bizareriile și-au farmecul lor, ele atrag atenția adesea, pentru că există o anumită monotonie a vieții și a mass medii din care e bine să mai ieșim. Chiar cu riscul de a ne uneori... De a fi prezentați un pic altfel. Da, nu, da. De a ieși din modul nostru firesc și obișnuit de a fi. Da, mulțumesc. Domnule profesor, noi vă mulțumim foarte mult în numele telespectatorilor noștri. Așteptăm invitația dumneavoastră la oricare eveniment literar la care participați și mai ales atunci când veți lansa și alte cărți, pentru că așa este bine întotdeauna. Scriitorul, poetul, eseistul, omul de litere până la urmă, prin fiecare carte își creează o nouă obligație. Da, dacă aș fi știut când luați acest interviu, pregăteam niște fraze memorabile care se rămân în istoria literaturii române, dar așa, cum să spun eu, rămâne pe altă dată, cum a zis dumneavoastră. Da, da. Rămâne ca un prim interviu. Vă mulțumim foarte mult, vă felicităm, sperăm ca telespectatorii noștri și mai ales românii de pretutindeni când vor veni din nou în țară să caute această carte, Ion din Vale, Imperiale Fluturi.